Bună ziua tuturor, stimați cetățeni, platforma Demnitate și Adevăr a ieșit și a vorbit public în repetate rânduri că Republica Moldova, din păcate, în zilele noastre se confruntă cu o criză economică fără de precedent. Avem cea mai mare rată de inflație din Europa, suntem în toiul unor crize economice, agroalimentare, și cetățenii Republicii Moldova, din discuțiile cu, în special cu oameni din mediul rural, o duc foarte și foarte greu. Toate aceste lucruri pot fi cumva date pe seama atât a unor chestiuni obiective, dar, din păcate, putem constata și ineficiența mai multor miniștri responsabili de blocul economic. Noi cu toată lumea constatăm faptul că în domeniul economic există o lipsă totală de o strategie sau de o viziune cum trebuie să funcționeze atât instituțiile statului cât și întreaga economie a Republicii Moldova, ca atât impactul negativ al acestor crize care au dat peste noi să fie simțit mult mai lejer de către cetățenii Republicii Moldova, cât și statul să vină cu un anumit suport pentru anumite pături sociale de cetățeni, pentru mediul de afaceri care o duce la fel de rău, cât și prin instituțiile statului, prin normele legale, să oprească debandada și haosul unor monopoliști care pur și simplu creează haos, majorări de prețuri fără justificări, iar cetățenii Republicii Moldova trebuie să achite toate aceste lucruri și să achite din propriile surse financiare destul de modeste în actuală situație pentru haosul care se întâmplă în blocul economic. Noi am vorbit și am solicitat de mai multe ori ca entitate politică, am atenționat opinia publică, cât și guvernarea în privat, cât și în manifestările publice, că este nevoie de remanieri guvernamentale. Un set de miniștri nu își fac treaba, în special vorbim despre cei care sunt responsabili de blocul economic. Aceste lucruri au fost deja confirmate public și de către reprezentanții, de către factorii de decizii din Republica Moldova, atât de către președintele Parlamentului, de către cabinetul primului ministru, cât și de către președinție. Constatarea faptului însă ne obligă să menționăm că aceste remanieri trebuie să fie făcute cât mai rapid. Pe lângă lucrurile obiective de gestionarea proastă a activităților din domeniul economic, noi am venit și cu un șir de lucruri atât din activitatea unor miniștri, cât și din biografia trecută a acestora, pentru a accentua necesitatea acestor remanieri. Câteva zile în urmă, noi am intrat în posesia unor documente foarte importante din activitatea și biografia ministrului economiei Sergiu Gaibu, care a tăinuit o parte din informația despre dumnealui. Și aici este o ordonanță a Procuraturii Anticorupție, în care este vizat ministrul economiei Sergiu Gaibu pentru activitatea sa în calitate de director executiv al unei bănci comerciale, pentru activitatea sa desfășurată în anii 2010-2013, având calitatea de bănuit pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. Mai mult ca atât, aici, în aceste ordonanțe, se menționează, care cu siguranță le vom publica și vor fi în posesie atât a presei cât și a cetățenilor pentru a-și face concluziile de rigoare. În aceste ordonanțe se menționează că a fost facilitată spălarea de bani a unei sume de peste 4 milioane de lei. Mai mult ca atât, în acea perioadă, procurorii anticorupție au depistat că suma de 583.300 de lei a fost transferate în contul cetățeanului Andrei Iurțev în luna ianuarie 2012, care a ridicat numerar, i-a stocat ulterior pe cardul bancar a domnului Sergiu Gaibu.
Sigur că platforma Demnitate și Adevăr respectă în totalitate principiul prezumției nevinovăției. În același timp, noi considerăm că opinia publică este obligată să cunoască și este în drept să cunoască anumite date tăinuite din biografia ministrului economiei Sergiu Gaibu, luând în calcul importanța funcției pe care o deține, luând în calcul cât de greu este sectorului economic în aceste momente dificile, pentru a exclude orice dubiu de șantaj sau potențial șantaj în adresa ministrului economiei din partea unor grupuri de interese din Republica Moldova. Eu cred că domnul ministru Gaibu este obligat să vină cu detalii pe acest caz, să vină cu explicații pe acest caz. Mai mult ca atât, sunt o șir de întrebări plauzibile. Care a fost motivul să fie tăinuit statutul lui de bănuit pe un dosar penal în trecut? Pentru că acest dosar penal a fost clasat de către procurorul anticorupție pe nume Lilian Rudei în perioada 2016. Cred că numele Lilian Rudei este cunoscut tuturor oamenilor informați pe domeniul justiției din Republica Moldova. A fost un procuror de buzunar al lui Plahotniuc, în prezent este avocatul lui Ilan Șor. Mai mult ca atât, în adresa platformei Demnitate și Adevăr au parvenit documente legate de obținerea unui grant din partea Udimului, subordonat Ministerului Economiei, pentru pe firma ministrului Sergiu Gaibu. Firma cu denumirea Prospero Comerț SRL în sumă de 200.000 de lei. Conform prevederilor legale și cerințelor de eligibilitate, firma cu cota parte care aparține domnului ministru Sergiu Gaibu nu era eligibilă. Iarăși, aceste documente vor fi transmise opiniei publice și presei din Republica Moldova pentru a face fiecare concluzii. Dar în condițiile în care noi avem atâtea probleme în domeniul economic, având o activitate neinspirată, total nereușită din partea responsabililor de domeniul economic, insistând în repetate rânduri pe faptul că sunt necesare remanieri guvernamentale și astăzi deja și factorii de decizie. La nivel de conducere a Parlamentului, primul ministru și președinție înțeleg aceste lucruri. Noi solicităm ca remanierile să se producă cât mai urgent pentru a nu continua pagubile pentru Republica Moldova. Astăzi, venind la această conferință de presă, am intrat în posesia și altor documente venite de la Agenția Proprietății Publice, adresată Consiliului Societății pe Acțiuni Combinatul de Panificație din Chișinău, Franzeluța. Cu toții am urmărit ce s-a întâmplat zilele mai trecute cu această instituție. Angajații Agenției Proprietății Publice au venit într-o manieră banditească în această instituție pentru a face anumite reguli, pentru a-l da jos pe directorul actual al Franzeluței într-o manieră pur și simplu descalificantă de obligațiile sau drepturile pe care trebuie să le aibă niște oameni care lucrează la stat. Această debandadă continuă și suntem profund îngrijorați în contextul în care atât Organizația Națiunilor Unite, cât și experții din domeniul agroalimentar prezic o criză alimentară. Și aceste lucruri vreau să fie luate în atenția primului ministru al Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, și să intervină pentru a opri acest dezmăț legat de Consiliul de Administrare a Societății pe Acțiuni Franzeluța din partea Agenției Proprietății Publice, pentru că interpretările pot fi diverse în condițiile în care am auzit anumite expuneri din partea unor reprezentanți ai Parlamentului despre intenții sau anumite intenții sau potențiale intenții ca societatea pe acțiuni Franzeluța să fie privatizată. Dacă aceste lucruri se vor realiza, le vom cataloga ca un atentat la siguranța alimentară a Republicii Moldova.
Eu vă mulțumesc pentru această conferință scurtă. Voi publica și voi expedia în atenția mass mediei toate documentele care vizează subiectele despre care am vorbit astăzi în conferința de presă, cu mențiunea că ministrul economiei urmează să fie schimbat și cu mențiunea că ministrul economiei, Sergiu Gaibu, trebuie să vină în fața publicului, în fața colegilor săi de guvern pentru a da explicații la aceste teme și în fața publicului pentru ca oamenii să cunoască atât date din biografia dumnealui, cât și date din activitatea lui în calitate de ministru ai economiei. În joc nu sunt interesele unor partide, în joc este interesul național al Republicii Moldova și temele despre care v-am vorbit sunt extrem de serioase, iar acțiunile trebuie să nu fie lăsate pentru ziua de mâine. Ele trebuie să fie luate astăzi. Deciziile trebuie să fie luate cât mai urgent. Vă mulțumesc mult!